Binecuvântat să fie Tatăl nostru Ceresc! Iubiți frați și surori, privind și textul din seara aceasta care a fost citit, în care Apostolul ne descrie lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului și interesul pe care arată Dumnezeu față de om, încheind un nou legământ cu noi și îndatorându-L pe Duhul Sfânt, ca să ne ducă, cum zice în ultimul verset al textului citit, la starea de a fi schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Cum ziceam, privind și acest text, mi se trezește în suflet întrebarea care o punea Iov în cartea sa, în capitolul 7, versetul 17. Spunea el aici, ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el? Ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele. Ce este om? Aceeași întrebare și-o punea și regele David, cântărețul plăcut al lui Israel, în psalmul 8, când, uimit de măreția creației, spune în versetul 3 și 4. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Copilași, v-ați gândit că Dumnezeu vă bagă în seamă? Ce Biblia că Dumnezeu te știe pe nume și te chem pe nume. I-a spus lui Ieremia, te știam încă înainte de a fi ieșit tu din pântecele mamei tale și făcusem un plan cu privire la viața ta și te-am pus deoparte și te făcusem proroc al neamului. Pe copii Dumnezeu îi bagă în seamă, dar ce-i omul? Ce-i viața noastră? Că vorba lui Iacov, viața noastră nu-i decât un abur, se arată puțin și după aceea dispare. Și când te gândești cât de sensibilă este viața omului, amintiți-vă de neprionitul Abel, că a fost stinsă viața lui timpuriu de mânia fratelui său Cain. Și ce ușor poate să se ducă viața. Eram într-o zi la lucru undeva în Irlanda și fratele de lângă mine, presbiter, îmi arată ziarul, cotidianul lor irlandez, Irish Times. Pe coperta căluia, pe prima pagină, era o fată frumoasă, cu păr creț, ochi albaștri. Deci știi ce e cu fata asta? Nu. S-a sinucis. Pentru că, a la vârsta de 17 ani, pentru că colegii de clasă și-au bătut joc de ea că are pistrui. Ce-i viața? E atât de sensibilă. Bancă, uitați-vă la exemple din Sfintele Scripturi și de multe ori m-am întrebat, de exemplu, avem în Cartea Cronicilor pe Iaebeț, care înseamnă trist, nume pus de maică sa pentru că l-a născut cu durere și m-am întrebat, Doamne, dar de ce toată viața tânărul acesta, omul acesta, a trebuit să poartă amprenta durerii mamei sale? De ce toată viața să fie amprentată de un eveniment? De ce Iacov a trebuit să poarte acest nume care însemna cel ce ține de călchiu, ca să-și amintească întreaga viață că el când a ieșit din pântecele mamei l-a ținut pe fratele său geamăne sau de călchiu? Nu la întâmplare cred că Iacov n-a acceptat ca numele lui Beniamin să fie Benoni, adică fiul durerii, ci a pus Beniamin fiul dreptei, schimbându-i pentru totdeauna această amprentă pe care mama s-a dat-o la naștere. Ce-i omul? Ce este viața? Se scurge așa de ușor și purtăm, zice la un moment dat, Mardoheu către Estera, să știi că dacă o să taci acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, dar tu și casa tatălui tău veți pieri. Cum, Doamne? Pentru un eveniment, pentru un moment în care taci, pentru atâta că mi-am ținut gura să-mi pierd viața? Adevărul este că viața este cel mai prețios lucru pe care l-avem. Nu știu câți dintre noi mai considerăm așa. Spunea cineva că suntem foarte ciudați noi oamenii. Toată viața ne chinuim să adunăm lucruri, să avem obiecte lângă noi de valoare
Și spre sfârșitul vieții suntem gata să dăm orice din ce am adunat ca să ne mai prelungim viața. Ne-am consumat viața ca după aceea să dăm totul pentru care ne-am consumat viața ca să ne mai prelungim. Chiar că suntem ciudați. Nu știm să cântărim valorile. Odată eram la școală la băiatul nostru cel mare și pe ușa unei săli de clasă am întâlnit un povestioară. E vorba despre un copilaș a unei familii foarte bogate care a fost lăsat de tăticul său la o familie săracă să petreacă un timp la acei oameni săraci, să învețe să prețuiască lucrurile pe care le avea acasă, să știe să-și respecte părinții pentru ceea ce oferă. Și după ce se întoarce înapoi acasă băiatul nostru, tatăl întreabă, ei, cum a fost? Și băiatul, spre surprinderea tatălui, începe și spune, tată, noi avem un câine, familia aceasta au patru. Tată, noi avem o curte frumos, amenajată, împrejmuită de un gard, dar ei toată pădurea lor. Tată, noi avem o piscină în curte, dar lacul tot e al lor. Tată, noi avem acoperiș deasupra capului, ei au cerul întreg. Îți mulțumesc, tată, că m-ai lăsat să văd cât de săraci suntem. Ce diferit gândea băiatul acesta față de tăticul său, care se credea mult mai bogat față de săraci aceștia. De aceea, dragii mei, cine are viață, chiar dacă n-are nimic, este bogat. Pentru că viața este cea mai mare valoare pe care o avem aici pe pământul acesta. Numai cum ziceam, viața aceasta este așa de sensibilă, o putem pierde așa de ușor, atârnă de lucruri minore și poate să poarte amprente pentru veșnicie. Pentru că viața nu este altceva decât o șansă dată de Dumnezeu, fiecăruia dintre noi, o ocazie în care ne putem arăta, cum zicea Apostolul Pavel, vrednici de chemarea care ne-a fost dată. În care ne putem dobândi dreptul la o extensie veșnică a vieții sau la pieire, la moarte veșnică, cum numește Sfânta Scriptură, iazul cu foc. Adică viața este un examen, o probă pentru reintegrarea noastră în eternitate, în veșnicie. Asta este viața. Fie că ți se dă ocazia să trăiești în bogăție, fie că ești sărac, fie că ești împlinit și ți-ai realizat și atins visurile, fie că ești dezamăgit și oricine ajunge la un moment dat ca să-i creștea să-ți dai seama că tot ești desertăciune și goană de pământ. Viața este o ocazie pe care ne-o dă Dumnezeu să putem să redobândim dreptul nostru de a intra pe porți în cetate și de a gusta din pomul vieții și a beneficia de viața veșnică pe care fiecare dintre noi ne-o dorim. Din acest punct de vedere, am citit textul din 2 Corinteni, capitolul 3, ca să vedem încă o dată în seara aceasta că rolul Duhului Sfânt este tocmai acesta. Dar lua viața noastră, care s-a depărtat de scopurile ei inițiale și de a ne duce și a ne face asemenea cu Domnul Dumnezeul nostru. Ăsta este scopul lui Dumnezeu cu omenirea. De aceea ne-a îngăduit Dumnezeu să trăim aici pe pământ. Pentru că vreau să fiți atenți, iubiții mei. Tot ce se întâmplă în viața aceasta pe pământ vor avea consecințe în viața viitoare. Vă amintiți când Domnul spune pilda cu Lazar și bogatul? Și ce îi spune Domnul acolo bogatului? Avram îi spune bogatului? Adu-ți aminte că atunci când erați pe pământ, tu ți-ai ales lucrurile bune, iar Lazar, lui Lazar i-au rămas cele rele. Dar acum este exact invers aici. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Adică viața de aici, de dincolo, zicea Domnul, poartă consecințele vieții de aici. Ba mai mult, caracterul pe care am ajuns să-l dobândim aici pe pământ ne va însoți toată veșnicia. E adevărat că odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, trupul nostru, stării noastre smerite va fi făcut asemenea trupul slavului sale și asta așteptăm să se facă. Când se va arăta El, că atunci vom fi ca El, adă Doamne ziua aceea, mai curând cântăm noi, când vom fi dezbrăcați de trupul acestei supus stricăciunii. Dar caracterul îl vom păstra altfel. De ce n-ar fi și cei răi izbăviți în ziua aceea? Dacă odată cu sfârșirea acestei istorii, toată natura
umană va fi dezrobită și schimbată atunci. Dumnezeu n-ar putea să-l schimbe pe cel rău, să-l facă bun? Nu. A zis Domnul în Luca, capitolul 16, o pildă, pilda ispravnicului necredincios. Și a zis acolo că, citim cuvintele sale din Luca, capitolul 16, unde după ce a dat pilda, ne spune concluzia. Versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Adică spune Domnul, știți, cum ați fost aici, așa veți fi și dincolo. Dacă aici ai fost un șmecher, și dincolo vei fi șmecher. Dacă aici ai învățat să minți și te-ai obișnuit să minți, și dincolo vei fi tot un mincinos. Dacă aici ai fost un om corect, și dincolo vei fi corect. Dacă aici ai fost cinstit, și dincolo vei fi cinstit. Și dacă n-ați fost credincios în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Ne va însoți, dragii mei, toate amprentele care s-au așezat pe noi în viața aceasta. Iată de ce. Ni se cere de acum să trăim sfinți, în sfințenie, să fim sfinți, că și Dumnezeu este sfânt. Să ne purtăm cu frică în timpul privegiei noastre, că știm că am fost răscumpărați din felul de cer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri și am fost destinați să ajungem asemenea chipului lui Dumnezeu. Asta este rolul Duhului Sfânt în viața noastră. Asta spunea Apostolul Pavel aici. Duhul Sfânt vine în viața noastră și citim în versetul 3, din textul care a fost citit, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Adică Duhul Sfânt este cerneala cu care Dumnezeu scrie legile și poruncile sale în inima noastră, făcând trimitere la legământul pe care îl va încheia Dumnezeu cu noi, după cum spune în Ieremia, capitolul 31, făgăduind aici prin profet, versetul 32 și versetul 33. Că vine ziua când Domnul va încheia cu casa lui Israel și cu Iuda un nou legământ, nu ca legământul pe care l-a încheiat cu părinților în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, când zice Domnul, ci... Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Asta face Duhul Sfânt. Ia legile lui Dumnezeu și le scrie în inima noastră. Pentru că, iubiții mei, când Apostolul Pavel predica în Atena, bărbaților acelor culți, dintre epicurieni și stoici, a spus el acolo câteva cuvinte, citând din poeții lor și zicea, după cum au zis poeții voștri, suntem din neamul lui Dumnezeu. Astfel, dar fiindcă suntem din neamul lui Dumnezeu, confirmă apostolul. Adică, iubiți, frați și surori, noi avem o origine nobilă. Noi ne tragem din Dumnezeu. Suntem din specia lui Dumnezeu. Suntem rudenile lui Dumnezeu, zice apostolul. Avem ca și origine pe Dumnezeu, de acolo ne tragem, noi nu suntem rezultatul evoluției, nu ne tragem din animale. Și zice apostolul, zice la un moment dat psalmistul în psalmul 139, că în pântecele matern, nu legile naturii m-au făurit, ci mâna lui Dumnezeu mă plămădea și veghea ca fiecare genă să ocupe poziția sa. Și să ajung în structura în care m-am născut și totul a întipărit Dumnezeu în ADN-ul ființei mele. Pentru că Dumnezeu ne-a plămădit. Suntem neamurile și rudenile lui Dumnezeu. De aceea zicea apostolul Pavel că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. De ce? Pentru că ne-am îndepărtat de această origine. Pentru că nu mai purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Pentru că am terferit, cu alte cuvinte, imaginea Creatorului nostru, prin felul nostru de viață. Atât de departe am ajuns încât spunea apostolul Pavel în Tit, în capitolul 3. Citim versetul 3.
căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vredniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Ajunsesem atât de departe încât eram vrednici de ură, adică îi produceam scârbă lui Dumnezeu. Ce este surprinzător e versetul următor: dar când s-a arătat bunătatea și dragostea lui Dumnezeu de oameni, cum să mă iubească Dumnezeu? Mă reduc la întrebarea lui Iov. Ce este omul ca să ții seama atât de mult de el? Omul este purtătorul imaginii mele, zice Dumnezeu. Este purtătorul chipului meu, potențial fiu de Dumnezeu oricare dintre noi. Fie că este educat, fie că nu este educat. Fie că este alb, fie că este negru. Fie că este român sau din altă nație, barbar, zice apostolul, canibal să fie. Suntem rudenele lui Dumnezeu la origine. Și pentru că purtăm în noi acest potențial, lui Dumnezeu îi pasă enorm de mult de noi și ne iubește. Și vrea să ne ducă din nou la origine, să purtăm din nou chipul lui Dumnezeu. Și asta face Duhul Sfânt, de aia ne-a înfiat. Deci este Duhul înfierii, pentru că prin El, odată ce Dumnezeu și-a pus Duhul Sfânt peste noi, avem dreptul să-i spunem din nou lui Dumnezeu Ava, adică Tată. Am reintrat în făgașul original, am reintrat în drepturile de fii al lui Dumnezeu. Ca să vă subliniez originea noastră nobilă, am să vă aduc două argumente. În primul rând, ca să vedeți că ființa umană se trage din Dumnezeu, primul lucru pe care îl aduc în susținerea acestei ipoteze este faptul că omul este capabil să rostească judecăți drepte. Și nu are nevoie de școală pentru asta. Și nu are nevoie de nu știu câte experiențe. Mă uimește să văd copii. Am și eu acum deja 4 copilași. Băiatul cel mare are 6 ani. Și văd cum se nasc diferite conflicte între ei. Am încercat să evit conflictele, în mod deosebit de la jucării. Și să învăț pe fiecare să respecte dreptul de proprietate al fratelui său. Le-am cumpărat la fel jucării la fiecare, ca număr de obiecte, diferite după cum și-a dorit fiecare. Câteva mașinuțe. Și știau că n-aveau voie să se atingă de jucările celorlalte decât dacă e de voie celălalt. Cumpru mult, se învețe să facă schimburi dacă vor, dar n-are dreptul să calce proprietatea celorlalte. Și într-o zi, unul cel mai mare ia mașinuța fratelui său și o aruncă sub dulap. N-aveam nici timp și nici nu puteam, n-aveam acces să ajung la ea, să o scot. Cel mic a început să plângă că a fost păgubit de dreptul său. Și atunci celui mare i-a spus: iei una de la tine și o dai înapoi fratelui tău, cel pe care l-ai păgubit. A început să strige, să protesteze că e incorrect cum să iau eu dreptul lui. Și a zis: stai puțin și liniștește-te, după ce s-a liniștit din tot tensiunea aceea, să stăm de vorbă. Nu ne-am înțeles că ai un drept, fratele tău are un drept. Aveai voie să te atingi de mașinuța fratele tău? Nu. Fratele tău a rămas fără mașinuță, da. Era corect, este corect ca fratele tău nevinovat să rămână fără mașinuță. Și tu care ai încălcat regulile să ai setul complet? Nu ți se pare corect să iei o mașinuță de la tine și să dai înapoi să-i completezi setul? Și ce m-a uimit? Copil de 6 ani. Să lase capul jos și cu durerea că pierde, să spună: da, ai dreptate, dumneata. Spunea fratele Zaharia Bica și am rămas surprins de această definiție pe care o dă conștiinței dumneata. Deci el, conștiința, este acea sensibilitate așezată în ființa umană, inexplicabilă, care te face să tresari la adevăr. Când îi pui adevărul în față omului, tresară, așa-i. Adevărul este cea mai mare forță de pe pământul acesta, din creație. Adevărul va îngenunchea în ziua aceea, spune Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu. Când vor vedea ce n-au mai văzut și vor auzi ce nu li se mai istorisise. În fața adevărului, în fața lui, zice, împărații vor închide gura. Nimeni nu va mai avea ce să rostească când adevărul va fi așezat fără perdea în fața fiecăruia dintre noi. Chiar dacă astăzi, cum zicea cineva, până ce adevărul să se lege la șireturi, minciuna înconjoară pământul,
Nu uitați că spune Psalmul 45, căci Domnul, războinicul nostru viteaz, urcă-te în carul tău, apără neprionirea, adevărul și blândețea. Adevărul este apărat de Dumnezeu și în fața adevărului fiecare om va pleca capul. Așadar, în ziua judecății, Dumnezeu va avea un aliat în fiecare dintre noi, conștiința. Nu vom putea să ne dezvinovățim, pentru că propria noastră conștiință ne va acuza. Vă amintiți când David a căzut în păcat? Domnul a venit să-i aducă argumente și nu știu cum să-l învinovățească. I-a pus un caz prin profetul Natan cu bogatul și săracul și bogatul iau mielușeaua săracului, s-o ducă, s-o dea hrană musafirului și David sare ca ars de pe tronul de judecată. Deci un astfel de om este vrednic de moarte, să dea înapoi 4.000. Și Domnul îi zice prin Natan, tu ești David, omul ăsta. Vezi că știi să judeci. Vezi că știi să rostești judecăți drepte? Asta dovedește că noi avem o origine nobilă. Într-o zi, zice Apostolul Pavel, că noi vom fi puși să judecăm pe îngerii lui Dumnezeu. Când Petru îl întreabă pe Domnul, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce vom primi? Adevărat vă spun că în ziua aceea când va veni Fiul omului, la așezarea din nou a tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea împreună cu mine pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Noi vom împărți dreptatea în universul acesta. Dumnezeu ne va responsabiliza la asta. Pentru că asta dovedește originea noastră din Dumnezeu. Între 1934 și 1945, New York a fost condus, orașul New York a fost condus de unul dintre cei mai populari primari din toată America. Un bărbat de origine spaniolă, un om care a iubit simplitatea, îl vedeai des prin oraș împreună cu echipajul de salvare, cu echipajul de la poliție, cu pompieri, mergând cu bicicletă și așa mai departe. La un moment dat, în 1935, pare mi se, a intrat într-un cartier răufamat și sărac al orașului New York, a intrat în tribunalul acelui cartier și l-a expediat pe judecător afară, așezându-se el la tribună să judece cazurile din acea zi. Printre cazurile pe care avea să le judece, a fost și o bătrânică, vinovată că a furat o pâine. Femeii s-a dat dreptul să se apere, a spus, domnule, soțul mi-a murit, fata mi este foarte bolnavă și nepoții sunt flămânzi. Asta m-a determinat să merg să fur o pâine, să le dau nepoțiilor mei să mănânce. Proprietarul magazinului și-a păstrat mai departe plângeri și a zis, nu, nu este corect într-un cartier atât de răufamat să dați un exemplu de iertare. Ar trebui pedepsită ca să fie exemplu pentru toți ceilalți din cartierul acesta. Primarul acesta a scos din buzunarul său o bagnotă, dar mai înainte a rostit o sentință. Zice, nu vă pot ierta, ori 10 zile de închisoare, ori plătiți amendă $10 pentru fapta dumneavoastră. Și a scos din buzunar o bagnotă de $10, a pus-o în pălărie și a întins-o acestei femei. Ce ia-ți și plătește-ți amendă. După care s-a uitat spre tribună, spre cei din sală și a zis, de acum vă amendez pe fiecare din cei care sunteți participanți aici cu 50 de cenți pentru că locuiți într-un cartier în care o bunică este nevoită să fure pentru a-și hrăni nepoții flămânzi. Cum puteți să trăiți într-o societate și să construiți un asemenea mediu? Nimeni din comunitatea asta n-a fost în stare să-și dea seama de nevoile acelor micuți și să lăsați pe băbuța asta să trebuiască să fure, sunteți amendați. Și a poruncit grefierul să facă colecta. S-au adunat 47,50 de cenți de dolari, i-a dat bătrânei care plângea și toată sala aceea s-a ridicat în picioare. Chiar dacă a fost încălcată Constituția și n-a fost cu normale regulile de judecată, și știți ce au făcut? Și-au aplaudat primarul pentru fapta lor. Pentru că în conștiința fiecăruia și-a dat seama că omul acesta a procedat drept. Cum vă ziceam, în lăuntrul nostru este scris un spirit de dreptate și de adevăr, o onoare
pe care o poartă și cei mai mici dintre copilași și cei mai inculți dintre oameni. În fața adevărului suntem sensibili. Și asta este definiția conștiinței, sensibilitatea în fața adevărului. Și tocmai această capacitate de a rosti judecăți drepte ne arată faptul că noi ne tragem din Dumnezeu. Noi purtăm ceva din chipul Tatălui nostru. Amintiți-vă de întâmplarea aceea când Domnul intră în casa lui Simon leprosul și femeia păcătoasă vine și îi spală picioarele și Simon începe să-l judece, dacă ar fi ăsta Mesia, așa un proroc, ar ști că asta este o păcătoasă, n-a lăsat să-i atingă de el. Și Domnul îi spune, Simone, am să spun o întâmplare, un cămătar avea doi datornici, unul 50 de lei, unul 500 de lei, pentru că n-aveau cu ce să plătească, ierta pe amândoi. Spune-mi, Simone, care dintre cei doi datornici îl vor iubi mai mult pe cămătar? Păi simplu, normal, cel care i-a iertat mai mult. Drept ai judecat. Vezi că știi să judeci? Vezi că știi să raționezi? Deseori în Scriptură suntem îndemnați, judecați-vă voi înșivă. Judecați-vă pe voi înșivă. Stați și cercetați-vă, pentru că avem o asemenea capacitate. Ceea ce arată, cum am zis, faptul că ne tragem din Dumnezeu. Un alt lucru care îmi dovedește mie că am o origine nobilă, că port chipul lui Dumnezeu, este capacitatea ființei umane de a iubi. De a iubi până la sacrificiul de sine, de a duce dragostea aceasta până la jertfă, ceea ce nu este caracteristic animalelor. Fiecare, și asta este legea evoluției, fiecare exemplar are în el instinctul de conservare a speciei, să se salveze, supraviețuiește cel mai puternic dintre exemplare. Dar când tu îți dai viața pentru un dușman, pentru altcineva, asta dovedește și avem exemple în istorie de oameni care și-au dat viața pentru alții. Și asta dovedește că lăuntrul lor poartă ceva din imaginea lui Dumnezeu. E adevărat că există diferențe uriașe între oameni. Că există oameni care au măcelărit neamuri și națiuni pentru a-și face lor un titlu. Dar avem de partea cealaltă oameni care au acceptat prețul vieții lor pentru a salva pe alții. Că așa spunea și Traian Dorz într-o poezie. Ce oameni sfinți sunt unii cu cei din cei cu tine acum. Și tu poți fi de dânsi cât mii de ani de drum. Există diferențe uriașe între oameni, pentru că nu toți s-au deschis și au lăsat să se deschidă acest chip al lui Dumnezeu din lăuntru lor. Dar vreau în seara aceasta să vă pun în față exemplul Irenei Sandler. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit despre această femeie proaspătă, mămică, în 1942, când nemții au deschis ghetoul din Varșovia. Ea era poloneză de origine nemțească, germană, cum am zis, asistentă medicală, proaspătă, mămică, s-a integrat în gruparea Asociația Jegota, o grupare de oameni care încercau să ajute victimele Holocaustului și să ajute pe evrei. Pentru că, cum ziceam, era asistentă și pentru că era de origine germană, a fost una dintre puținele asistente care i s-a permis să intre în ghetou și să analizeze cazurile de boală ale evreilor, pentru că nemții se temeau foarte mult de epidemii. De fiecare dată când ieșea din lagăr, fie cu ambulanța, fie pe jos, purta cu ea un geamantan, un pachet, un sicriaș, de ghilimele, în care salva pe vreun bebelaș, câte un copil, din ghetoul acel al morții. Ca să nu fie descoperită și să nu fie trădată de plânsetul bebelașilor, întotdeauna momia câinii vagabonzi ca să nu atragă atenția gardienilor. Până în 1943, când a fost descoperită, a salvat peste 2500 de copii. Atenție, cu prețul vieții ei și cu prețul că copilașul ei proaspăt născut își pierde mama. Că nu este dragoste mai mare decât să-și dea viața cineva pentru aproapele său. Dar cine își dă viața, cine își pierde viața, a zis Domnul, o va câștiga. Pentru că asta este intenția mesajului nostru. Viața veșnică, vrem să ne prelungim, să ne ajungem la o extensie a vieții. Și cum am zis, a fost descoperită, a fost torturată ca să dea numele copilașului, pentru că ea și-a scris numele fiecărui copilaș și familia în care le plasa prin ajutorul acestei asociații, Jegota, din care făcea parte.
și și-a îngropat într-un borcan toate biletele astea în grădină. Pentru că după război se redea copiii evreilor înapoi, părinților. Cum am zis, după ce a fost descoperit, a fost torturată ca să desconspire și membrii ceilalți ai organizației și numele copiilor și locul unde au fost plasați. N-a scos un cuvânt. A acceptat toate torturile. În final i s-au rupt mâinile și picioarele și a fost condamnată la moarte. În drum spre execuție, într-o camionetă, a fost mituit unul dintre soldații germani de către membrii asociației Jogota ca să o arunce din camion, astfel că a fost recuperată într-o pădure, în mijlocul zăpezii unde a fost aruncată, de către membrii asociației și a trăit restul vieții până la terminarea războiului ascunsă, de unde în continuare căuta să-i susțină și să ajute cauza copilașilor evrei. După ce s-a terminat războiul, a fost torturată și persecutată de comuniști, datorită colaborării ei cu guvernul polonez din exil, a trăit până la vârsta de 98 de ani. Este numită de către evrei una dintre drepții dintre neamuri, cum este scris în profetul Isaia. Și dacă mergeți la Ierusalim, spre muzeul Holocaustului, pe drumul care duce la muzeul Holocaustului, este un pom dedicat vieții ei, care poartă numele. A fost nominalizată de mai multe ori pentru premiul Nobel, nu l-a primit niciodată, ultima oară în 2007, când s-a preferat un alt intrus. Și asta spune foarte mult despre mersul societății. Nu vorbim acum de, nu denigrăm modul în care se acordă acest premiu, dar e trist, în 2008 a murit. N-a mai ajuns să-l primească niciodată. Va fi răsplătită la învierea celor morți, celor ce au murit. Dar capacitatea aceasta de a duce viața până la sacrificiu de sine dovedește că noi avem o origine în Dumnezeu. Numai Dumnezeu a putut face așa ceva. Numai Dumnezeu poate să pună o asemenea dragoste într-o ființă umană, să-și riște viața pentru a salva pe alții. Ori de câte ori se oferea vreun titlu de glorie, a zis ea, fiecare copil pe care l-am salvat de la moarte este justificarea existenței mele pe pământ și nici de cum un titlu de glorie. Mă simt împlinită că am putut să fac ceva. Chiar dacă ți-ai riscat viața, da. Asta este originea noastră divină. Dar ne-am depărtat, cum am zis, așa de mult de Dumnezeu, încă Dumnezeu a zis, trebuie să ne pocăim, ne poruncește tuturor oamenilor să ne pocăim, să ne întoarcem. Și în ajutorul nostru, și asta este extraordinar și pentru asta îl proslăvim pe Dumnezeu, în ajutorul nostru Dumnezeu a pus Duhul Său cel Sfânt în noi, înnobilând ființa umană și a zis, uite, vă dau Duhul meu ca să scrie în lăuntrul vostru, în inima voastră, legile și poruncile, ca să învățați cum să trăiți. Să știm cum să umblăm în toate zilele. Avem un învățător, zice apostolul, nu trebuie să ne învețe cineva. Ungerea asta ne învață cum să trăim. Așa încât să dobândim, zice apostolul Pavel, din nou chipul lui Dumnezeu. Și asta este opera Duhului Sfânt. El lucrează înăuntru nostru. De altfel, atunci când vorbim despre această lucrare a Duhului Sfânt, vreau să vă atrag atenția că atunci când Duhul Sfânt se coboară peste o ființă, când are loc nașterea din nou a omului. Zice apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, adică o zidire nouă, o creație nouă. Prin Duhul Sfânt Dumnezeu reintră din nou în creația aceasta căzută care s-a depărtat de origine și face o nouă operă de creație. De aceea când este vorba despre biserică, apostolul folosește termenul următor în Efeseni, omul cel nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a reintrat în istorie, în creație și a realizat o nouă operă de creație. Când vorbește despre Adam și despre Hristos, în 1 Corinteni, în capitolul 15, ce spune apostolul Pavel? Vorbește despre întâiul Adam și despre cel de-al doilea Adam, care este Hristos. Adică dacă toți oamenii care sunt pe pământul acesta, toți muritorii se trag din Adam, el este originatorul speciei umane, Adam. Hristos este un nou Adam, adică odată cu venirea în lumea lui Hristos,
s-a creat pe pământul acesta o nouă specie. În Hristos își au originea o altă creație. Și uitați ce spune Apostolul Petru în a doua epistolă, în capitolul 1, versetul 3 și 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin ele să ne facem, atenți aici, părtași naturii, firii dumnezeiești, să ne facem părtași naturii dumnezeiești, speciei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat șansa din nou să reintrăm în drepturi, să ajungem rudenile lui Dumnezeu, neamul lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, și pentru asta ne-a dat Duhul Sfânt. Și ce Apostolul Pavel, asta este cea mai nobilă slujbă care ne-a fost nouă încredințată, să propovăduim asta, să lucrăm împreună cu Dumnezeu la asta. Pentru că știți cum face Duhul Sfânt înnoirea ființei umane? Spune Apostolul în capitolul următor din textul care a fost citit, după textul care a fost citit, capitolul 4. Prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Sau spune tot același apostol în Efeseni, în capitolul 4, versetul, citim de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Duhul Sfânt, prin intermediul adevărului care este propovăduit, ne schimbă și ne preschimbă în același chip cu al lui Dumnezeu, din slavă în slavă. De aceea, biserica este stâlpul și temelia adevărului. De aceea noi predicăm adevărul și nu trebuie să ne fie rușine de asta. Și trebuie să-l spunem în jurul nostru. Pentru ca prin intermediul adevărului rostit de gura noastră, Duhul Sfânt să poată prelucra conștiințele oamenilor care-l aud. De aceea zice Apostolul Pavel, eu îmi privesc cu onoare slujba pe care o fac. Și știți cum își începe capitolul 4? Din această pricină, noi nu cădem de oboseală. Pentru că știu că sunt chemat de Dumnezeu la o slujbă nobilă, să duc pe oameni din pierzare și să-i desăvârșim, zicea Pavel, că iată ce la ce provodim și slujim noi. Pentru că vrem să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. De-aia am venit cu trenul și mi-a fost rușine să iau Biblia și să o pun pe masă în fața celorlalți călători. Pentru că noi învățăm oamenii cum să se întoarcă de la vechile lor păcate și să trăiască asemenea cum trăiește Dumnezeu. Învățăm să ierte, să iubească. Ia uitați-vă acum la dumneavoastră. Când mă uit la această menire pe care o am în cursul vieții, să redobândesc chipul lui Dumnezeu. Și când știu cum este Dumnezeul meu, de câte ori n-am greșit. Și niciodată Dumnezeu nu m-a făcut de rușine. Mi-a vorbit de multe ori Dumnezeu. Poate îți vorbește și ție și ți-a vorbit de multe ori. Dar știi ce este interesant? Dumnezeu îngăduie ca prin cuvântul predicat să fie atinse unele probleme particulare. Dar nimeni nu știe din biserica asta. Doar tu în conștiința ta îți dai seama aici, Doamne, tu îmi vorbești mie. Și la rugăciunea de încheiere, unii dintre noi sunt copleșiți de lacrimi și de remușcări și se pocăiesc. Și Dumnezeu este singurul care ne smerește, zicea cineva, fără să ne umilească. Adică Dumnezeu îmi vorbește în conștiință, îmi spune că sunt vinovat și sunt lucruri în trecutul meu de care m-am făcut vinovat, pe care dacă le-a știut, nu m-ați ascultat poate în seara asta. Și știu că am greșelile mele, dar Dumnezeu niciodată nu m-a făcut de rușine. Și acum uitați-vă la dumneavoastră și uitați-vă la noi. Dacă cumva aud ceva rău despre cineva, imediat îi spun la frate, știi ce a făcut ăla?
Și când te gândești că eu sunt chemat să port chipul Tatălui, ce departe suntem. Cine vorbește în chip ușurat, zicea în proverbe, rănește ca străpungerea unei săbii. Suntem așa de irresponsabili cu ceilalți. Ba, hai să vă dau un alt exemplu. Mie dacă cineva îmi face un rău, de la cele mai mici, dacă îmi taie calea unul cu mașina, îmi atât claxonez. Mă supăr, mă nervez pe unul care îmi greșește poate foarte puțin. Ce să vă spun dacă îmi face cineva un rău? Cât de marcat sunt de asta. Și când te gândești că Dumnezeu, măcar că îl supărăm atât de des, e ce te iubești cu o iubire veșnică. Dau neamuri pentru tine și popoare pentru viața ta. Poți să se clatine munții, poți să se mute dealurile, dar legământul meu de pace nu se va muta de la tine, zice Domnul, care are milă de tine. V-am luat pe brațe, spune Isaia, și vreau să vă mai port. V-am luat de la tinerețe și vreau să vă duc până la cărunteți. Nu mă abandonează Dumnezeu când eu sunt gata să abandonez orice relație, chiar de prietenie, atunci când celălalt și-a încălcat legământul de prietenie între noi. Nu că suntem departe de chipul lui Dumnezeu, noi care suntem meniți să purtăm chipul Creatorului, zicea Apostolul, o copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii. Până când va lua Hristos chip în voi? Oare pentru noi se mai simt durerile nașterii? Am dobândit chipul Creatorului. Zicea Apostolul despre sine, eu am murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Primul lucru prin care Duhul Sfânt mă ajută să redobândesc chipul lui Dumnezeu este prin propovăduirea adevărului. De aceea Dumnezeu a dat în biserică învățători, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, prin ceea ce dă fiecare. Chiar pe tren meditam puțin la întoarcerea tâlharului la Domnul și m-am gândit, Doamne, dar ce a făcut omul acesta? De-ai promis că în ziua aceea va fi cu tine rai. Un singur lucru, o simplă declarație. A trecut de partea adevărului și a zis, recunosc că tu ești împărat. Când vei veni în împărăția ta, asta a zis, în ziua aceea când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Și a zis, te asigur, astăzi îți promit, vei fi cu mine rai. Dar ce a făcut? O simplă declarație de adevăr. N-a zis Apostolul Pavel că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire? De aceea a spus Mardoheu către Estera, dacă taci acum, o să pieri. Viața și moartea sunt în puterea limbii. De aceea, iubiții mei, suntem chemați să propovăduim adevărul oriunde. Să-l rostim, să-l spunem, să-l predicăm, să-l cântăm, să ne rugăm, să-l citim, să-l așezăm, ziceau Domnul în vechime, pe ușorii casei noastre, să-l spunem copiilor noștri. Pentru că prin adevăr Dumnezeu mântuiește lumea, prin propovăduirea Evangheliei a cruci. Spuneam în Proverbe, capitolul 20 și... Înțeleptul Solomon, versetul 11. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ia gândiți-vă cât ar cântări un măr din aur. Având în vedere densitatea aurului, cât ar cântări vreun kilogram. Dar dacă pui niște mere de aur, pui vreo 3-4 mere de aur, vreo 4 kilograme de aur, mai pune și coșuletul din argint, încă vreun kilogram. Și socotește că un gram din aur valorează undeva la 100 de lei. Făcând un calcul, la un moment dat mi-am dat seama că depășește suma de 100 de mii de euro. Un cuvânt! Un cuvânt, dacă îl spui când trebuie, zicea Solomon, poate să fie mai valoros decât 100 de mii de euro. Salvează o viață. Dimineața l-am fost vizitat de un frate care este judecător de meserie și spunea că într-o zi după masă s-a întors la birou, mai avea ceva caz de rezolvat și pe holul, pe coridorul tribunalului
S-a întâlnit cu un gardian, gardianul de pază. Și a început să-i spună că totul este în regulă, că nu s-a întâmplat nimic. Și am sesizat, zicea fratele nostru, că gardianul respectiv urmărea ceva pe internet. Telefon. Și a zis, ce faci, ai internet? Da, da, zice, internet. Și asculta ceva muzică ușoară. Și a zis el, fratele ăsta, ei, dacă tot ai internet, ia bate acolo fratele Virgil Neag, de la, nu știu localitatea de unde este, și predici. Și da, 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 uite, gata, uite, este predică. Hai pune o predică de-a lui. I-a pus o predică. Și am stat și am început să ascult cu el. Am stat vreo 20 de minute. Eu cunoșteam predică, știam, am vrut pentru el să audă și el o predică. Și a fost captat. După ce mi-a dat seama că a fost captat de predică, l-am lăsat pe coridor și am zis, eu mă duc că am treabă la birou, dar te rog să las să meargă, că lăsăm ușa deschisă și eu continui să ascult. În timp ce eu lucram, zicea, i s-a descărcat bateria, a venit înăuntru și mi-a zis, vă rog, lăsați voi să bag în priză că mi s-a descărcat bateria și vreau să ascult mai departe. Și a stat și a ascultat mai departe predică. Și după ce s-a terminat asta, a ascultat o alta. Și povestea fratele că omul acela, i-a zis, la următoarea dată când s-au întâlnit, zice, domnule președinte, în noaptea aceea, până la ora 1, așa și-am ascultat predici. Ba mai mult, vreau să vă spun ceva. Eu sunt dintr-o familie de pocăiți, mama mea este pentecostală. De m-am depărtat de Dumnezeu, am divorțat. Știți că dumneavoastră ați fost la tribunal când am divorțat de prima soție. Dumnezeu mi-a salvat viața de vreo 3 ori, m-a păzit de moarte. Și acum Dumnezeu mi-arată că mă iubește prin faptul că mi-a dat din nou acces la adevăr. Și omul acesta este hotărât acum să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și chiar îi zicea, chiar dacă soția mea nu vrea, eu m-am hotărât să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu. De unde a pornit totul? De la o vorbă pe care a spus-o omul ăsta. Așa lucrează Duhul Sfânt. Și noi, zicea Apostolul Pavel, suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și asta este onoarea și slujba noastră nobilă pe care o avem. De aceea noi nu cădem de oboseală. Vă amintiți de pilda lucrătorilor viei? Când au venit cei din ceasul al 11-lea, al 12-lea, cei din primul ceas, după ce cei din ultimul ceas, din al 11-lea, primiseră un leu, credeau că vor primi mai mult. Și totuși stăpânul le-a dat tot un leu. Și erau nemulțumiți. Dar cum? Ce au uitat cei din primul ceas este că lor li s-a dat ocazia ca o zi întreagă să lucreze cot la cot cu stăpânul. Dragii mei, nu trebuie să fim invidioși că Dumnezeu iartă pe cei care se pocăiesc în ultimul ceas, ci dimpotrivă, mă simt onorat de faptul că Dumnezeu mi-a încredințat onoarea ca o viață întreagă să-L pot sluji. Să fiu implicat împreună cu El într-o slujbă atât de nobilă, de recuperare a omenirii și redobândire a chipului Dumnezeu. Asta e ceva extraordinar de nobil. Nimeni nu mai are o asemenea lucrare pe pământul acesta. Nu există împlinire mai mare decât asta pe care o facem. Să primești după predică un telefon de la o familie, să zici, frate, după predica ta, ne-am hotărât să ne întoarcem la Domnul. Să mergi într-o familie după predică și să vezi că se schimbă lucrurile. Să ai mărturii pe parcurs, să vezi că la sfârșit se întoarce cineva la Dumnezeu. Ce este mai onorabil decât asta? Pierderea de vreme din lume? Asta este o slujbă nobilă, slujba Duhului Sfânt. Să scrie legile mele Domnului înăuntru meu. Și mai este încă un lucru pe care îl face Duhul Sfânt. Și cu asta mă apropiu de încheiere. Ca să poată Duhul Sfânt să mă reducă la dobândirea chipului lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 2, versetul 18. Căci prin El, prin Iisus, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Adică prin Duhul Sfânt îmi este înleslită intrarea înaintea Tatălui meu din ceruri. Știți care este cea mai nobilă dorință a unui copil? Acum, de când am copii, am observat și eu. Dar am fost și eu copil și știu și din viața mea. Cea mai puternică și curată dorință a unui copil e să fie cu tata și cu mama. Cu greu am reușit să iau unul dintre copii cu mine. Vreau toți să vină cu mine. Am fost anul trecut plecat pentru aproape 2 luni de zile din țară.
Vorbeam cu familia la telefon. Știți cum spuneau copiii, dar de ce nu vii tate acasă? Mi se rupea inima mine când știam copiii mă așteaptă acasă. Vă amintiți de Absalom, tânărul acela care a trebuit să fugă de David pentru că și-a omorât fratele? 3 ani de zile a stat în Gheșur. Și după 3 ani de zile Ioab a observat că inima lui David se topea de dor după Absalom și a pus la cale lucrurile prin femeia aceea înțeleaptă din Tecoa ca Absalom să fie chemat din nou acasă. Însă când este chemat înapoi, citim în cartea lui Samuel că David a zis următoarele cuvinte: să se ducă în casa lui, dar să nu-l vadă față. Nu i-a permis lui Absalom să vină să-i vadă față. Și inima lui Absalom a trebuit să se mai topească încă 2 ani de zile, 5 ani de zile să nu-ți vezi tatăl. Și după încă 2 ani de zile a dat foc terenului lui Absalom. Să vină odată Absalom să-l ducă înaintea lui David. Atât de mult dorea Absalom să se înfățișeze înaintea tatălui. Și în ziua aceea știți că David i-a permis ca în sfârșit să-i vadă față. Cea mai mare dorință a unui om și nu este mai nobilă ca și asta, e să-L poată vedea pe Dumnezeu. Știți ce a zis Filip? Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Nu se mai trebuie nici de mâncare, nu se mai trebuie câte poți să visezi, poziții. Nu, vreau să-L văd pe Tata. Ei, Duhul Sfânt este Cel care mă face să fiu în legătură cu Dumnezeu. E un fel de telefonie mobilă între mine și Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt. Prin Duhul am intrare la Tatăl. Oricând vreau să-L abordez. De aceea zicea Apostolul, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă neîncetat, pentru că am acces la Tatăl. Nu că este extraordinară lucrarea aceasta în care am fost prinși și noi, odată cu coborârea Duhului Sfânt la Rusalii, și proslăvim lucrarea aceasta pe care Dumnezeu o face în inimile noastre. Vreau să închei cu cuvintele Apostolului din Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14, citim, până la sfârșitul capitolului. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui, toate ce le-am zis sunt opera Tatălui nostru, El le-a proiectat, e înțelepciunea lui Dumnezeu. Înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile noastre, prin credință, că acolo vrea să-și aibă El locașul, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, că nu are explicație logică dragostea. Cum am zis despre Irena, am citit despre o femeie, o negresă, nepoată de sclavi, săracă toată viața ei, s-a născut în sărăcie, n-a putut face școală, a avut rudenii bolnave, a trebuit să le îngrijească, a fost spălătoreasă toată viața ei, nu s-a căsătorit, n-a avut cablu TV, n-a beneficiat de alte resurse care le oferea America, putea, dar n-a vrut și a propus un țel în viață, să adune bani. Și toți banii pe care i-a dat i-a pus la bancă, bani cu bani, n-a cheltuit nimic pentru el. La bătrânețe a cerut băncii să-i deblocheze conturile. S-a adunat 150.000 de dolari. Și pe toți i-a luat și a dus și a donat universității din Mississippi ca burse de studiu pentru negri săraci care vor să facă școală. Și dintr-o dată bătrânica aceasta s-a trezit cu 2 titluri de doctor honoris causa, era analfabetic, a universităților din America. A primit titlul de cetățean de onoare al Americii din partea președintelui. O dragoste inimaginabilă, adică să trăiești toată viața în frustrări pentru a putea ajuta pe alții. Asta e dragostea lui Hristos, întrece orice pricepe, care întrece orice cunoștință și să ajungeți, atenție care este idealul și ținta la care lucrează Duhul Sfânt, să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Să fiți plini, să fim plini de tot ce este plin Dumnezeu.
Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, prin Duhul Sfânt, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.